găsit, dragi prieteni! O afirmație provocatoare face invitatul nostru. L-am văzut pe Dumnezeu, spune el, în cartea cu același titlu, dar și oriunde și oricui are amabilitatea sau curiozitatea să-l asculte. Și sper să aveți curiozitatea să-l ascultați pe invitatul nostru, pentru că susține această declarație, l-am văzut pe Dumnezeu, cu însăși povestea vieții sale. Poveste pe care eu aș rezuma-o astfel. În copilărie, micul Klaus Dieter John n-a avut televizor, așa că a trebuit să citească cărți. Și pe lângă că deja era decis să devină medic, a hotărât să devină, fermecat fiind de cărțile pe care le-a citit, medic misionar, să plece din Germania și să lucreze ca medic într-o țară săracă. O primă încurajare probabil în urmărirea acestui țel trebuie să fi fost faptul că s-a îndrăgostit de o colegă de liceu care avea exact același vis. Puțin mai târziu, cei doi, căsătoriți fiind, au trecut la un vis și mai mare, acela de a înființa un spital foarte modern pentru persoane foarte nevoiașe. O investiție, aș zice eu, la înălțime, pentru că vizau un loc chiar la peste 2600 de metri înălțime pentru construcția acestui spital și îi costa cam 10 milioane de dolari. Ei bine, astăzi spitalul acesta, Diospis Suiana, funcționează, are pe lângă el și o școală pentru copii și o clinică dentară și oftalmologică, dar despre toate aceste lucruri ne va spune mai multe, mult mai multe, invitatul nostru, dr. Klaus Dieter John. De ce tocmai Peru, dintre toate țările sărace în care ar fi putut să slujească în calitate de medic? There are great needs in many countries around the world. Sunt multe nevoi în țările sărace din lume. In South America, in Africa. În America de Sud, în Africa. Also in many countries in Asia. De asemenea și multe țări în Asia. But in our case, we visited Peru as tourists in 1991. Dar în cazul nostru am mers într-o vizită în Peru ca și turiști. And when we saw so much human suffering among the Quechua people in the mountains. Când am văzut suferința celor de acolo și anume bărtinașilor din tribul Quechua. We decided eventually want to come back to Peru to build a modern hospital for these people. Ne-am hotărât că într-o zi să revenim acolo să construim un spital modern. So it was just a specific calling we had in our lives. Așa că a fost o chemare specială pe care noi am avut-o în viața noastră. Și cum ați făcut ca, neavând bani și neavând la orizont nicio sursă de finanțare, să decideți să faceți o investiție, să construiți un spital care costa o grămadă de milioane de dolari? In 2002 we wrote a project proposal, my wife and I. În 2002 am făcut un plan, o propunere de proiect. It was our program, our vision basically. A fost viziunea noastră pusă în scris. And we had hopes to build a hospital as nice as a hospital in Europe. Speram să construim un spital tot de frumos cum găsim în Europa. With the best equipment you can find. Cu cel mai bun echipament posibil. And we thought we need people willing to pay the bill because poor patients can't pay the bill. Și ne-am gândit că trebuie să găsim oameni care să fie în stare să ne susțină financiar pentru că cei săraci nu pot să o facă. And it became very obvious in 2002 it's impossible. Și în 2002 ne-am dat seama că este imposibil fără ajutorul acesta. But we thought, well, if this is the will of God. Dar am zis, dacă asta este voia Domnului, God will pay the bill. Dumnezeu va plăti toate chitanțele. And then we traveled around in Europe 2004-2006. Și în 2004, 2005, 2006 am călătorit prin Europa. In the middle of an economic crisis. În mijlocul unei crize economice. In secular societies where people don't go to church. Am găsit oameni și în mediul laic, secular, care nu merg la biserică. And we said, this is our vision, this nice hospital for the very poor in the mountains of Peru. Le-am spus tuturor, aceasta este viziunea noastră, să construim un spital în munții Anzi din Peru. And people said it's impossible. Și unii ne-au spus, este imposibil acum. But we knew that God will do it and we had the calling that he would do it. Știam că Dumnezeu vrea să facă aceasta pentru că am simțit chemarea lui. And as time went by, God did many miracles. Și pe măsură ce timpul curgea, Dumnezeu a făcut nenumărate minuni. And Christians of all different denominations, they found it, wow, God is working there. We want to be part of it. Ne-am trezit cu creștini din toate denominațiile creștine care au zis, fiindcă Dumnezeu vedem că lucrează acolo, vrem să fim și noi parte a acestei lucrări. And so many non-Christians, atheists. De asemenea și necredincioși, atei, spre exemplu. When they heard about Diospis Suiana and all these strange things that happened, când au auzit despre Diospis Suiana și despre lucrurile acestea ciudate care se întâmplau acolo, they said, it's amazing, we have to help them. Au zis, e uimitor, vrem să fim și noi parte de acest proiect. So looking back,
More than 100,000 private people from many countries have supported us. Așa că până acum ne-am trezit cu peste 1000 de oameni de sănători. And 200 companies. Care ne susțin regulat și peste 200 de companii. Normal secular companies. Companii seculare. But we thought at the beginning, if this will work out, that out of nothing, a modern hospital comes into existence. Dar chiar de la început ne-am spus, dacă asta este voia lui Dumnezeu, din nimic Dumnezeu va ridica un mare proiect. It will be a very convincing story that God exists. Și va deveni o poveste adevărată, convingătoare că Dumnezeu chiar există. Well, you know, the first one who did this. Dar știți primul care a făcut acest lucru? 150 years ago, a doctor by the a man by the name of George Müller. A fost un domn similar cu ce facem noi, George Müller, cu 150 de ani în urmă. He lived in Bristol, England. El trăia în Bristol, în Anglia. And he looked after 10,000 orphans in his lifetime. A reușit să poartă de grijă ca ajutor Domnului la peste 100.000 de copii ai străzii. And he did it just by prayer. Sau 10.000. Și doar prin rugăciune. Și un asemenea exemplu v-a inspirat să repetați experiența? Să vedeți dacă reușiți să repetați experiența asta? Let me tell you one example. Dați-mi voie să vă spun un exemplu. We have 4 operating rooms. Noi avem 4 săli de operație. And we're hoping to get the best equipment, ventilators și for these rooms. Sperăm să obținem echipament de specialitate în acele încăperi. They're extremely expensive. Erau foarte scumpe. So there's one German company by the name of Traeger. Și este o companie germană, Traeger. That's the best equipment on the world market when it comes to ventilators for the operating rooms. Ei au cel mai bun echipament când e vorba de ventilatoare speciale pentru acele încăperi. I got on the website. Am căutat pe internet. To find the telephone number. Să găsesc numărul de telefon al acelei companii. I called this company and I talked to the lady at the switchboard at the telephone. Am vorbit cu doamna de acolo de la recepție. And I said, please let me talk to the president. Mr. Traeger himself. Am spus, puteți da, vă rog frumos, legătura cu președintele, cu domnul Traeger? This company has 10,000 employees. Compania aceasta este foarte mare, are 10.000 de angajați. And now the stranger things happened. Și s-a întâmplat un lucru ciudat. She said, no, he's not here in Lübeck. Ea mi-a zis, nu, nu este în clădire. But I can give his personal email address. Dar vă pot da adresa lui personală de e-mail. I mean, a lady working at the switchboard gives me is a personal email address of the president. Așa, asta e o ciudățenie. O femeie de la recepție îmi dă adresa... Numărul de telefon așa, unui străin. Foarte ciudat. I sent him a letter with photos and newspaper articles about us. I-am scris o scrisoare, am pus și niște poze acolo despre ceea ce facem noi. And his wife, Claudia Traeger, she read this letter. Și soția lui, Claudia Traeger, ne-a răspuns. So I was invited to Lübeck. Am fost invitat la Lübeck să prezint cazul nostru. And they were all so moved. Și au fost atât de mișcați de prezentare. She herself came to Peru with 8 employees. Încât ea însă și-a adus încă 8 angajați și a venit în Peru să ne viziteze. So 9 people, back and forth, 18 flight tickets. 9 oameni au plătit pentru avion dus și întors să vină până acolo. To give us a $300,000 donation. Și ne-au făcut o donație de $300,000. Mrs. Traeger is a committed atheist. Domnul Traeger este un ateu convins. She once shouted at me on the phone, Dr. John, you're crazy with your faith. Și mi-a zis să nu cumva să spui nădejdea în Dumnezeu că tu ești cam nebun cu credința ta. But I love this hospital, I've seen it. Dar îmi place spitalul, am văzut și eu. I was always try to help you. Și vreau să te ajut întotdeauna. And stories like this have happened many, many times. Istoriile ca și acestea s-au întâmplat de multe ori în viața noastră. Vă amintiți prima donație, prima mână de ajutor pe care ați primit-o? The first helping hand you received. Well, many people supported us. Mulți oameni ne-au ajutat. Christian and non-Christian. Și ne ajută creștini și necredincioși. Boy Scouts. Cluburile de la cercetași. Ladies selling Christmas sweets, whatever, to raise money for the hospital. Femei care vând diferite lucruri de Crăciun ca să strângă bani pentru noi. But the nicest stories are the people who joined us as missionaries. Dar cea mai frumoasă poveste este omul însuși care vine să se alăture echipei noastre să lucreze acolo. And when we built this hospital, we were looking for a civil engineer. Spre exemplu, pe când am încercat să construim construcția noastră a spitalului, căutam un inginer. Somebody willing to come to Peru to supervise construction for us. Care să se mute în Peru să supravegheze lucrarea de construire. Healthy and with a lot of experience. Un om care să fie sănătos, cu experiență îndelungată. But if we had no money, we didn't want to pay him salary. Dar noi nu aveam niciun bani și nu puteam să-i plătim un salariu. So we looked for a long time for somebody like this, but we didn't find anybody. Am căutat multă vreme să găsim un asemenea om. And then happened something very strange. Și s-a întâmplat ceva ciudat. On the 16th of February 2005, I was in Wiesbaden, my hometown, close to Frankfurt. 16 februarie 2005, eram în Wiesbaden, într-o casă. Next to me, a lawyer. Cu mine era și un avocat. And we went through 50 pages, the contract between
Diospisiană, that's us, and the construction company. Și studiam împreună un proiect scris de 50 de pagini, un contract care urma să fie semnat între noi, Diospisiană, și o firmă de construcție. We're talking $4 million without equipment. Vorbeam despre un proiect de 4 milioane de dolari fără echipament. Aveați banii deja? Did you have the money? No, no, of course not. Nu, of course. Niciun bani. No, no, no money. And the lawyer said, "Well, Dr. John, I'm also a member of a Christian group." Și avocatul mi-a zis, "Doctorule John, eu sunt parte unui grup." And we support an orphanage in São Paulo, Brazil. Care sprijinește un orfelinat în São Paulo, în Brazilia. And one of us used to work as a civil engineer. Unul din echipa noastră a lucrat acolo ca și inginer. I got very nervous. Am fost foarte entuziasmat. What is his name, please? Și am zis, care e numele lui? Uru Clemens. Uru Clemens. Do you happen to have his telephone number with you? I-a spus să se întâmplă să ai cumva telefonul lui la îndemână. So he looked in his bag and well, the number's right here. A căutat în geantă și mi-a dat numărul de telefon. I made an instant phone call while the lawyer sitting next to me. Chiar atunci l-am și sunat pe acest. Mr. Clemens picked up the phone. Domnul Clemens a ridicat telefonul, a răspuns la telefon. Mr. Clemens, I'm calling from Wiesbaden. We are doctors. Want to build a hospital in Peru? Domnule Clemens, suntem doctori și vrem să construim un spital în Peru. I just heard about you. Tocmai m-am auzit despre mea voastră. You're a civil engineer. Could you do it? Sunteți inginer, constructor și vă rugăm, ați vrea să vă implicați în proiectul nostru? But we're not paying anything. Dar să știți că nu avem niciun bani să vă plătim. Well, to cut a long story short. E ca să scurtez povestea. That night I met him and his wife. În aceea seară m-am întâlnit cu domnul acesta inginer. To show him a PowerPoint presentation. Ca să-i prezint și lui lucrarea noastră. And his wife told me something I will never forget. Și în același moment soția lui a spus. She said, Dr. John, my husband and I, we are Lutheran Christians. Doctore John, noi suntem luterani. Most Lutherans don't go to church. Cei mai mulți luterani nu prea merg în Germania la biserică. But we are committed. Dar noi suntem credincioși adevărați. And 3 days ago we started praying to God. În urmă cu 3 zile tocmai am început să ne rugăm lui Dumnezeu. That he would give us a special purpose for life. Ca el să ne dea un scop precis pentru care să trăim de acum încolo. This morning we spent 3 hours praying in our kitchen. Chiar dimineața aceasta eram în bucătărie și ne rugam împreună vreo 3 ore. That very moment the phone rang for you. Și pe când mi-a sunat, eram chiar atunci acolo. Uru Clemens came to Peru to supervise the construction. Uru Clemens a venit cu soția, s-a mutat la noi în Peru. Of the hospital, a dental clinic, a school. Și a supervegat toate construcțiile de la spital la spitalul dentar la școală. Working for 6.5 years. A lucrat 6 ani și jumătate. Without payment for. Fără să ceară vreun ban de la noi. Cum puteți explica minunea aceasta, pentru că e și asta o minune, că aveți atâția, n-aveți doar inginerul voluntar, dar și medicii și asistentele lucrează ca voluntari. Cum trăiesc? Cum supraviețuiesc? Well, right now we have 53 missionaries from many countries around the world. Chiar acum avem 53 de misionari din multe țări din lumea aceasta. In fact, I hope to find some missionaries from Romania. Chiar sper să găsesc și misionari din România care să vină cu noi acolo. And all of them, they have to leave their countries. Toți trebuie să-și părăsească țara de baștină. They leave their jobs behind. Trebuie să-și lase slujbele în spate. And they have to form support groups. Și să-și găsească suporteri care să-i sprijinească financiar. So they come to Peru through mission societies. Așa că ei vin prin diverse organizații misionare în Peru. We don't pay salaries. Nu dăm niciun ban acestora. So they come with the support of friends, relatives, churches. Așa că ei vin și își găsesc sprijin mergând în biserici, în orașe, în sate, peste tot. And most serve for 3 years, 5 years, some lifelong. Și apoi vin dedicându-se 3, 4, 5 ani sau unii chiar o viață întreagă acolo să lucreze cu noi. Losing so much money. Și toți știu că pierd mulți bani. But it's an expression of their faith in Jesus Christ. Dar este o acțiune clară care arată credința lor în Iisus Hristos. De fapt, voluntarii reprezintă un întreg grup de suporteri ai proiectului acestuia, pentru că în spatele voluntarului stau oamenii care îl susțin financiar. That is very true. Now, the hospital has a support of 1,000 people. Trebuie să spun că spitalul chiar acum este susținut de aproximativ 1,000 de oameni financiar. Christians and non-Christians. Creștini și necredincioși. Catholics and Protestants. Catolici, protestanți. And they pay 2/3 of our budget. Și 2/3 din cheltuielile noastre sunt plătite de acești oameni voluntari. Most have seen one of my presentations. Mulți au văzut prezentarea mea. But all the missionaries themselves have also supported. Dar de asemenea toți misionarii trebuie să strângă suportul pentru ei, susținerea financiară pentru ei. So it's very true that millions have heard about Diospisiana. Așa că e adevărat, mulți au auzit despre ce facem noi acolo, Diospisiana. And thousands of supporters for the missionaries or the hospital. Fiecare au în spate mii de finanțatori.
But the patients pay only a tiny fraction of the bill. Dar pacienții plătesc o foarte mică sumă din cheltuieli. When we built the hospital, we needed every month $100,000. Când am construit spitalul, aveam nevoie de $100,000 în fiecare lună. When we give presentations, we don't ask for money. Și când mergem și prezentăm lucrarea noastră, noi nu cerem bani. We don't send out letters asking for money. Noi nu trimitem scrisori prin care să cerem bani de la oameni. But we pray. Dar ne rugăm. And remember, so many months we had no money to pay the construction company. Și pentru multe luni n-am avut niciun ban ca să ne apucăm de lucru. But at the very end, the money came in. Dar spre final ne-am trezit cu bani care veneau spre noi. Miraculously. Într-un mod miraculos. Exactly the money we needed. Exact banii de care aveam nevoie atunci. So just the construction period of 2.5 years. Așa că această construcție a durat vreo 2 ani și jumătate. Offered a lot of evidence that God was hearing our prayers. Și ne-a oferit multe evidențe că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Atunci trebuie să întreb ce are prezentarea aceasta a proiectului atât de special încât îi convingeți pe oameni, fie că sunt credincioși, fie că nu sunt credincioși, să vă susțină. What's so special about this? In my presentation I talk about my life. În prezentare eu prezint viața mea. And I'm very open about how I feel and what I think. Și sunt foarte sincer să spun oamenilor ceea ce simt și ceea ce gândesc. It's the same presentation to Christians and non-Christians. Aceeași prezentare o fac și în fața unor credincioși ca și în fața celor necredincioși. And many times I talk at universities or companies where people all never go to church. Am șansa să prezint aceasta și la universități și în alte locuri unde nu merg oameni la biserică. And when as the story unfolds and dar pe măsură ce povestirea și prezentarea mea se scurge, everybody understands it's impossible. Toată lumea înțelege că e imposibil. It can't be done. Nu se poate omenește realiza așa ceva. But in the second half of the presentation then the hospital and dar partea a doua a prezentării prezintă un spital deja construit și ce s-a realizat. They see even the Peruvian president walking with me through the hospital. Îl văd până și pe președintele din Peru care aleargă cu mine prin spital. And the current president is not a Christian. Și președintele actual nu este creștin. His father founded the Communist Party. Tatălui este fondatorul Partidului Comunist. And they realize, wow, it's a true story. Dar și ei realizează, într-unul, e o poveste adevărată. And there's so many secular television teams visiting us. Am avut televiziuni seculare care ne-au vizitat, au făcut reportaje. And everybody in the audience understands. Și we can't explain. În cele din urmă toți înțeleg în audiență că nu se poate explica omenește o asemenea realizare. Perhaps it's true that there's God in outer space who listens to our prayers. La final se gândesc, probabil că e chiar există Dumnezeu care poate să facă minuni de felul acesta. And they have inner feeling. Și toți cred că au un sentiment interior. If there's God, că dacă e Dumnezeu, then there's hope for me. Atunci este speranță și pentru and mine. Death is not the end of my life. Și că moartea nu este finalul viețuirii pe pământ. And they're not Christian, but they want to be part of the ministry. Și că chiar dacă nu sunt credincioși, ei vor să devină parte a lucrării noastre. That's the only explanation. Așa am explicația mea la ceea ce se întâmplă. Cine e mai sensibil sau cine a care categorie e mai prezentă în susținerea spitalului? Cea de credincioși creștini sau necredincioși? But that's hard to tell. I would say that when I talk to Christians, e greu de spus, dar pot să spun așa că atunci când vorbesc creștinilor, they're very much encouraged in their faith. Îi văd foarte încurajați în credința lor. I grew up in evangelical world as a Baptist. Eu am crescut eu însumi într-o biserică baptistă în lumea evanghelică. But all evangelical churches, Methodists and Pentecostals, they see God at work in our story. Toate bisericile evanghelice, metodiste, pentecostale văd un Dumnezeu la lucru. But the Catholics as well. Dar și catolicii. And many magazines from the Catholic world have talked about Diospecianu. Și ne-am trezit cu articole în reviste catolice care vorbeau bine despre lucrarea noastră. We had so far 450 media reports around the world on Diospecianu. Peste 450 de reportaje în toată lumea au evidențiat lucrarea noastră. Most actually from secular television teams or radio stations. Cel mai mult ar zice că au fost apariții în show-uri televizate de către canale de televiziune necreștine, laice. But the story became so convincing. Dar povestea aceasta a devenit atât de convingătoare. That people talked about it. Încât oamenii au început să vorbească despre ea. Care ați spune că e cel mai convingător lucru din poveste? Potrivirea extraordinară dintre diverse persoane, personaje, sincronizarea unor întâmplări care v-au ajutat să faceți spitalul sau nevoia oamenilor de acolo mare.
Obviously, we have been working very hard. Bineînțeles că în primul rând noi am muncit foarte mult. But that was not the decisive factor. Dar nu acesta a fost factorul decisiv. When God did all these miracles, pentru că am văzut că pe măsură ce Dumnezeu făcea toate aceste minuni, people became very interested. Oamenii au devenit interesați. And I tell in my presentation that faith has been very difficult for me. Și în prezentare le spun oamenilor că pentru mine credința a fost o problemă. Some of my friends in high school and university were committed atheists. Unii dintre prietenii mei de la facultate, de la școală, erau atei, convinși. And we had endless discussions about philosophy. Și am avut nenumărate discuții pe seama acestor filozofii. And it became so uncertain of my faith. Și am devenit la un moment dat foarte nesigur pe credința aceasta în Dumnezeu. Even worse, I was always afraid of death. Mi-a fost teamă de moarte. If I had a spot on my skin, I thought, wow, perhaps it's a melanoma. Dacă vedeam o pată pe piele, automat credeam că este vreo boală. If I had knee pain, I thought, perhaps it's a bone tumor. Dacă mă durea un genunchi, poate că este o tumoră la genunchi. And I have seen so many even young people die as a medical student. Ca și student la medicină, am văzut mulți oameni care au murit. Once I stood at the bedside of an alcoholic patient. Într-o zi stăteam la capătul unui alcoolic. And the alcoholic sometimes because of liver cirrhosis. Și pentru că unor alcoolici au probleme cu ficatul. They have big veins in the esophagus. Au venele mărite. Called varices and they can rupture. Și acestea pot să spargă varicele. And while I was standing at his bedside, și stăteam acum la capătul acestui om, they ruptured and he was bleeding. Și efectiv s-a spart vena aceea și a început să sângereze. He bled to death in 3 minutes before my eyes. Și în 3 minute a murit în fața ochilor mei. And the last words he uttered in his life, the last words he said in his life, și ultimele cuvinte care le-a spus pe când era în viață, what will happen to me now? A zis, ce se va întâmpla cu mine acum? And that was my question. Și asta a fost întrebarea mea. What will happen when I die? Ce se întâmplă când voi muri eu? My wife, my children. Cu familia mea, cu soția, cu copiii mei. And I always wanted to see God in my life. Și totdeauna mi-am dorit să-L văd pe Dumnezeu, să fiu sigur că există. Once I was out in the fields, November, ice cold, I was by myself. Eram în noiembrie, în câmp și stăteam afară. And I was shouting, God, where are you? I want to see you. Și strigam în gura mare, Doamne, unde ești? Vreau să te văd. And many years later, I wrote the story down what we went through with the Auspiciana. Și mai târziu am scris această povestire cu ce s-a întâmplat la Suiana. And I called it, I have seen God. Și am titulat cartea L-am văzut pe Dumnezeu. And everybody read this book, even atheists. Și cartea aceasta este citită chiar și de către atei. They agree, well, he has seen God. Și ei sunt de acord cu mine că într-adevăr omul ăsta l-a văzut pe Dumnezeu. It's a true story. Pentru că e povestea adevărată. You can go, you can touch the words. Poți să te duci să vezi cu mâna, cu ochii tăi. You can listen to TV documentaries prepared by non-Christians. Poți să vezi documentarii pregătite de oameni care nu sunt credincioși. So for me the story has become a lot of evidence. Pentru mine povestea aceasta mi-a dat suficiente argumente că Dumnezeu ascultă și că există. Who can see my secret tears? Care poate să mă vadă îmi plâng? And he answers to my prayers. Și care ascultă rugăciunile mele. Credeți că Dumnezeu ascultă anumite rugăciuni ale anumitor oameni, mai ales că dumneavoastră ați cerut lucruri foarte mari? Well, we pray a lot. Before, prior to any meeting with a businessman or I always pray. În ce ne privește, noi ne rugăm întotdeauna foarte mult înaintea oricărei întâlniri importante, ne rugăm. But there's one thing that's very important. Dar e un lucru important. Many people want to use God as an instrument in their hands. Uneori oamenii vor să-L folosească pe Dumnezeu ca pe un instrument în mâna lor, pe care să manipuleze. God wants us to be an instrument in His hands. Numai că Dumnezeu vrea invers, noi să fim instrumente în mâna Lui. And we say, God, here I am. Și noi spunem, Doamne, suntem aici. Everything I have, my money, everything, tot ce my am career. Eu, cariera, banii, tot ce sunt. Do with it what you want. Folosește-mă și după cum vrei tu. He will use us. Și când asta e poziția ta, El te ascultă. If you do what we want to do, nice life, whatever. Dacă vrem să facem noi ce ne trece nouă and în cap. And then suddenly have cancer. Și apoi într-o dată ne trezim cu un cancer. And we pray, God, help me, I'm so afraid. Și abia atunci apelăm, Doamne, ai milă de mine, că mi-e teamă. He might help, he can do it. S-ar putea să te ajute, să te asculte. But people who give themselves entirely dar to God. Am văzut că atunci când oamenii se dau pe ei înșiși total lui Dumnezeu. They see God at work many, many times. Ei îl văd pe Dumnezeu la lucru de multe, multe ori. S-ar putea spune că principala dumneavoastră răsplată în toată povestea asta este că Dumnezeu v-a răspuns și v-a vindecat frica de moarte. That's exactly right. What I got out of my life, this story, is that I've seen God and I know there's hope. Punctul central este ceea ce am spus deja, l-am văzut pe Dumnezeu. If the new atheists are right, like Richard Dawkins, dacă acești noi atei, cum e Richard Dawkins, everything is by chance. El spune că totul este printr-o șansă, întâmplare. And there's no purpose in life. Și că nu este niciun scop în viață.
And there's no hope in life either. Și că nu e nicio speranță în viață prin urmare. If a car knocks me down outside, well, that's it. It's over. Și că dacă ar fi să mor după ei, gata e, totul s-a terminat atunci. But the God of the Bible is very different. Numai că Dumnezeul Bibliei este foarte diferit de această filozofie. My past is forgiven. I'm free. Trecutul meu e mi-e iertat, eu sunt liber acum de el. And he fills my life with a purpose. He's there. He answers my prayers. I can feel his presence. Și pentru că eu acum am un scop în viață și el mi l-a trasat, pot simți prezența lui Dumnezeu. And I have a future because there's eternal life waiting for me. Am și un viitor pentru că există o viață după moarte, o veșnicie care mă așteaptă. There's nothing better than this message. Așa că nu este niciun mesaj mai bun decât acesta. Mi se pare interesant că dumneavoastră sunteți doctor, vreți să vindecați, dar nu vă este suficient. Vreți și să vedeți ceea ce e dincolo de punctul final care oricum va veni pentru fiecare om, moartea, și vreți și să dați speranța aceasta și altora care se asociază în acest proiect. That's very true. Așa este. At the hospital we start every morning with the church service. Spre exemplu, la spital, în fiecare dimineață începem cu rugăciune. And during the first 8 years, 350,000 people have been exposed to the gospel at our church. Ultimii 8 ani, 350,000 de oameni au fost expuși Evangheliei prin aceste întâlniri publice care le facem chiar la spital. I have to tell you something very interesting. Trebuie să vă spun ceva foarte interesant. When we moved to Peru in September 2003, când ne-am mutat în Peru în septembrie 2003, and we tried to renovate an old house. Am încercat să renovăm o casă veche pe care am închiriat-o. And to Christmas 2003 we want to move to Europe to present our vision to the public. Și înainte de aceasta am venit în Europa să prezentăm lucrarea noastră și să strângem niște fonduri. There was nothing to show, just stones and fields, empty fields. Nu era absolut nimic acolo decât pământ gol și pietre. The last day before we left Peru. Dar ultima zi înainte să plecăm din Peru. The suitcases were already packed downstairs in the courtyard. Aveam deja bagajele gata făcute să plecăm. I read my Bible, Psalm 40 verse 3 or 4. Am citit din Biblie Psalmul 40 versetele 3 și 4. And my Spanish Bible says he will give me new song into my mouth. Și în Biblia spaniolă spune că el îmi pune un cântec nou în gură. A song of praise to God. Un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. And many will hear this. Și mulți vor auzi cântecul acesta. And they will take God serious and they will trust in God. Vor lua pe Dumnezeu în serios și se vor încrede în Dumnezeu. And I said, wow. Perhaps this story, nothing to see, but it will become so interesting eventually. Aceasta m-a încurajat după ce am citit versetul acesta. Spus, poate că această poveste va veni atât de încurajatoare. That people want to hear it. Oamenii să vrea să o audă. That they will see God in action. Să-l vadă pe Dumnezeu în acțiune. And that they will trust God. Și asta îi vor trebui să-și pună încrederea în Dumnezeu. Exactly that happened. Și exact așa s-a întâmplat. I've given so far over 2,100 presentations around the world. Am făcut peste 2,000 de prezentări despre lucrarea noastră. 90,000 people have seen me very personally in these meetings. 90,000 de oameni m-au văzut personal în aceste întâlniri în care am făcut prezentările. 50,000 have seen it on YouTube. 50,000 au văzut prezentările pe YouTube. On a certain television station in Germany, hundreds of thousands. Și bineînțeles că mulți alții văzând reportaje la televizor au văzut lucrarea noastră cu sutele și cu milioanele. And through the mass media, over 100 million people around the world prin have heard about mass media, probabil că peste 100 de milioane de oameni au fost expuși la lucrarea noastră. So what I thought in December 2003 that many would hear was prophetic. Așa că în 2003 versetul acela din Biblie în decembrie a fost un mesaj profetic pentru mine. Iar acum avem povestea și în această carte care spune foarte simplu și îndrăzneț, l-am văzut pe Dumnezeu. Ce v-a determinat să scrieți cartea? Well, the book is a document that God is real. In the 21st century. Cartea aceasta este precum un document care atestă faptul că Dumnezeu este real în secolul 21. We read at church the stories of Old Testament, New Testament times. La biserică citim povestea unor eroi ai credinței din Biblie. It happened so long ago. S-a întâmplat însă atât de mult timp în urmă lucrurile acelea. And we want to know, is the God the same nowadays? Dar întrebarea este, e Dumnezeu la fel și în zilele noastre precum a fost atunci? And the book tells that nowadays, as we speak, miracles happen. Iar cartea aceasta spune că da, astăzi, în timp ce noi vorbim, Dumnezeu e la fel și face și astăzi minuni. Trusting God. Și că merită să-ți pui nădejdea în Dumnezeu. Many use this book now in many countries to give to their non-Christian friends. Unii folosesc cartea aceasta ca să o cumpere, să o dea cadou unor necredincioși. Cum vă simțiți că sunteți un om a cărui viață se identifică total cu un vis, cu un proiect? Yes, that's very true. E adevărat. All my life I wanted to become a medical Christian missionary. Din totdeauna în viața mea mi-am dorit să devin un medic misionar. And when I met my wife 37 years ago. Și cu 37 de ani în urmă când mi-am întâlnit soția. She was 16 in school. Ea avea 16 ani și era colegă de școală cu mine.
At school once she wrote an essay, my dream in life want to be a doctor lifelong. Și la școală a scris un eseu despre ea și a zis că ar dori să devină și ea un medic misionar cândva. So God led us together. Așa că Dumnezeu ne-a așezat împreună. And obviously it's our passion. Și bineînțeles a devenit pasiunea noastră amândouă. It's not a sacrifice. Nu este pentru noi un sacrificiu. But the best thing was really for us to see that God is there, that he sees us. Dar am realizat pe aceea că Dumnezeu este cu noi și că el ne vede în ceea ce facem. We went through so many crises. Am trecut prin atât de multe crize. We lost so much sleep at night. Am pierdut atâtea nopți nedormite. In reading this book you will see there was always obstacles and opposition. Citind cartea aceasta veți observa că au fost multe crize și obstacole. And it just shows it was impossible. Și de multe ori spuneam e imposibil să continuăm. But the hospital there. Dar acolo este spitalul. And to me, to my wife, to many people. Pentru mine și soția noastră, pentru mulți oameni. The story has accumulated evidence that God is there. Cartea aceasta este un document că Dumnezeu există, o evidență clară că Dumnezeu există. Our faith is not daydreaming. Credința noastră nu se bazează pe un vis de ăsta în zona mea de mare sau doar așa niște dorințe neîmplinite. Or something comfort when we are approaching death. Dumnezeu nu este doar un fel de mângâiere atunci când ne apropiem de moarte. We have to take God seriously. Nu, noi am realizat că trebuie să luăm pe Dumnezeu în serios. And we have to trust him. Și trebuie să ne încredem în el. Nu ne-ați spus numele, semnificația numelui spitalului. Diospis Ioana is a Quechua expression. Diospis Ioana este o expresie Quechua. It's the name of the ancient Incas, the language. E limba aceea veche a incașilor. And it simply means we trust in God. Și înseamnă ne încredem în Dumnezeu. And it's a very strange name. Și e un nume ciudat. So when we talk on a secular TV station or we talk to a journalist. Așa că atunci când ne adresăm mass mediei necreștine sau jurnaliștilor, they always ask what does it mean, Diospis Ioana? O să întreabă, dar ce înseamnă Diospis Ioana? And we say we trust in God. Și le spunem clar, ne încredem în Dumnezeu. And then we tell them the story is obviously that God did it. Și apoi le spunem toată povestea noastră și le demonstrăm că Dumnezeu într-adevăr e cel care a făcut acest proiect.